Ei, salutare, jupânilor! Eu sunt Sordaciu, bine ați venit la un nou episod de... De ce? De Hellcase. Astăzi o să facem în sfârșit un case battle cu această cutie San. Nu mi-a trecut prin cap să o fac data trecută, am văzut că nu merge Rainbow și am zis hai să deschidem două, dar mai bine făceam cu una. În fine, facem astăzi. Mai deschidem 10.000, sper ca de fiecare dată facem și un contract, sper să ieșim pe profit, bineînțeles, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal, dacă n-ați făcut-o, bineînțeles, deja, pentru mai multe episoade noi din această serie și, de ce nu, fraților, pentru mai multe serii noi pe canalul de YouTube, nu? Daily Free știu că n-avem astăzi, da, cu ce începem? I don't know. Hai să începem cu mid-spec, bineînțeles, două câte două, așa cum ne place nouă, la mișto, la mișto. Sper să nu fie ghernă, fiindcă mai vreau să continui această serie, chiar dacă nu avem foarte mulți bani. Eu zic că e distractiv și așa. 0.41, ghernă de 19 cenți. Nu-i bine, nu-i bine, fiindcă uite așa se adună și luăm un dolar. La 10 cutii. Cât e? 65, aici avem plus 5 cenți. Dă-ne, bă, ceva, băi. Dă-ne ceva așa consistent, te rog eu. Aoleu, 0.48. Este trec. Oh my god, are you kidding me, boy? Are you kidding me? Maybe, maybe. Așa nu ne interesează. Hai să... Mai avem încă două din, în afară de astea, încă două, după calculul meu, dacă știu să calculez. Cât e la? 0.89, uite la nea, salva, stetrecul ăla, SSG 08, field tested. Dacă nu era field tested, poate îl foloseam. Și ultimele două cutii, băi, sau erau deja ultimele două? Nu știu, I don't know. Dar aflăm, aveam pistolul, aveam pistolul celălalt. Ia să vedem, deci avem una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, da, e bine. Acum nu facem contract, mergem să vedem dacă putem face double your profit, create a battle. Bun, am creat o cutie, case battle, sun. Ok, și cum se joacă aici? Nu știu cum se joacă aici. Deci case battle, cum joc, frate? Nu știu. Joy, nu mai am bani să intru. Sun. Frate, da. Bun, eu am dat cutia aia. Dar ce s-a întâmplat? 031. Oh my god. Ah, uite că am câștigat, frate. Am câștigat la case battle, da. Cum văd? Oh my god. Nu mi-arată alea al meu, nu? Ce păcat. 3 ore, just now, just now. Bă, păcat că nu, uite, am câștigat. Bine, ce am câștigat, că n-am câștigat prea multe. Nu ne-am scos nici banii, dar cred că mie mi-a picat ăsta. Și case battles. A, uite, hai să vedem. Fiecare ce a dat. Cine a dat mai mare, ia tot, nu? Ceva de genul. Mie mi-a picat ăla, da, de 61 și lui a picat ăsta de 31 și nu trebuia să mi-l dea mie, gen, ia mi l-a dat, Galilu, da, frate, gen, cine dă mai mare ia, mi se pare super tare, chiar dacă e 92 de cenți, am ieșit pierdere 7 cenți, dacă dădeam noi mai mic, ieșeam pierdere totală, uite că a fost super tare. Am câștigat. Hai să mai vedem o dată. Deci, ca să știu de acum unde intru. Nu aici. Aici. Case battle și dăm aici și vedem rezultatul. Super tare. Poate mai facem pe viitor. Bine, e faza nasală că poți să pierzi un dolar. Poți să pierzi tot. E totul sau nimic. Înțelegeți? Ar dacă îmi dădeai în 4-4 celălalt. Era super tare fiindcă... costa un dolar ceva, dar nu-i nimic. Hai să mergem să facem contract. O să facem contract peste contract. Oare? Nu știu. Ținem ăla. Dar stai că ăsta nu trebuie pus, că l-am câștigat. Gen ăsta, asta, asta. Avem ceva de 0.80? 0.80 ăla. Poate nu-l dăm pe ăla.
Și îl dăm pe ăsta, nu? Avem 2.32. Și să mai facem, hai mă că facem contract peste contract, să vedem ce iese. Dăm de 2.32 și luăm între 1 și 16 și 6 și 96. Sau între alea. Hai mă, să ne dea ceva de peste 2.32. Aia îmi doresc și ne dă ceva de 2.72. Super tare, Stat Trek Blueprint, Battle Scarred. Dacă nu era Battle Scarred, era super tare. Și dacă dăm acum, dăm de 4 dolari, putem să luăm între 2 și 12.36. Bă, nu știu, mă. Asta e, hai că dăm. Ce-o fi, o fi, ne dă peste 4 dolari sau e gherlă? 3.34, știam că e gherlă, băi, nu știu de ce am dat 5.7, Factory New. Degeaba e Factory New, eu îi dau sell ca să mai putem continua seria. Uite că am pierdut, nu trebuia să mai încerc încă un contract peste contract. Dar asta e, putem să continuăm. Sper că putem să continuăm. Probabil data viitoare o să facem un episod cu 10 d-astea și un contract. Și mai acolo când mai avem bani mai facem un battle. Ok, cam ăsta a fost episodul, ne-am lungit un pic, cred, n-am un ceas să văd cât, de cât îi filmăm. Sper că v-a plăcut, eu am fost Urdaciu, acesta a fost episodul, voi ați fost și rămâneți cei mai tari jupâni și până data viitoare dăm cu pace, stimă și respect. Brrr!